Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. În ediția de astăzi vom încerca să facem un bilanț al anului 2013 la Pașcani din punct de vedere administrativ. Să comentăm realizările și nerealizările administrației Dumitru Pantaze din acest an, dar mai ales problemele și dificultățile cu care s-a confruntat echipa de la Primăria Pașcani. Vom vorbi și despre proiectele și proiecția bugetară și despre lista de investiții, așa cum este ea acum, pentru că încă se mai lucrează pe ea. Ne referim la lista de investiții pentru anul 2014, despre programul pentru sărbătorile de iarnă, despre majorarea prețului la transportul în comun, pentru că iată au apărut discuții intense pe această temă, despre locurile de joacă pentru copii și subvenția la căldură. Invitatul meu din această seară este domnul Dumitru Pantaze, primarul municipiului Pașcani. Bună seara, bine ați venit! Seara. Cei care au întrebări pentru invitatul meu sau comentarii în legătură cu tema emisiunii le pot adresa la numărul de telefon 0766 800 644, printr-un SMS, vă rog, pentru că nu avem posibilitatea tehnică de a prelua comentariile dumneavoastră în direct, sau pe adresa de messenger bit.tv@yahoo.com. Înainte de a începe această emisiune, de a începe întrebările și a afla răspunsurile din partea domnului primar, vreau să fac un anunț, pentru că astăzi am fost practic invadați de telefoane, chiar oamenii au venit la redacție și ne-au întrebat de ce TV Bitul nu mai este recepționat pe rețeaua RDS din Pașcani. Motivul este următorul: TV Bit a renunțat de bunăvoie, a reziliat contractul cu RDS-ul de câteva zile, pe motiv că solicită o taxă destul de mare, pe care noi nu ne-o mai putem permite să o achităm. Așadar, de câteva zile, TV Bitul nu se mai recepționează pe rețeaua RDS și nu va mai fi recepționat până când RDS-ul nu va înțelege să renunțe, măcar parțial, la această taxă. Prin urmare, dacă doriți să urmăriți în continuare emisiunile TV Bit, aveți două variante, ori online pe site-ul nostru www.ziarorizont.info, aveți acolo secțiunea TV Bit sau TV Live, da? Ori dacă nu, aveți posibilitatea să mergeți la ceilalți operatori care au preluat postul TV Bit în grila de programe, fără să perceapă astfel de taxe. Bun, trecem la problemele administrative propuse astăzi în emisiunea noastră. Domnule primar, aș începe emisiunea cu următoarea chestiune. Zilele trecute, chiar imediat după ședința de Consiliu, am fost sunat de o doamnă dintr-o suburbie, cred că din Găștești, și chiar a început la un moment dat să plângă la telefon. Mi-a povestit că are doi copii, soțul care lucrează în Pașcani, copiii merg la școală în Pașcani, un singur salariu în casă, este nevoită, iată, să plătească 15 lei pe zi, transport dus-întors, aproape jumătate din venitul lunar în familie. Asta după ce consilierii au aprobat majorarea cu 25% a prețului pentru transportul în comun la Pașcani. De ce a fost nevoie, a fost necesară o astfel de măsură și dacă cineva s-a gândit la consecințe, pentru că sunt convins că sunt și alte familii, poate chiar în situații mult mai dramatice, care nu pot suporta această majorare de preț. Sigur, situația socială a cetățenilor din municipiul Pașcani, dat fiind faptul că nu există piața muncii, nu există locuri de muncă, eu o cunosc, știu că sunt foarte multe familii care nu au niciun venit. Sunt familii care, pentru faptul că au, știu, 1.000-2.000 de metri pătrați de teren, nu beneficiază nici de acel ajutor social. Înțeleg situația, dar ați observat că din rapoartele pe care le-au prezentat cele trei societăți și regii din municipiul nostru, niciuna nu are o situație deosebită din punct de vedere financiar. Sigur, transportul în comun constituie o problemă socială și acest serviciu
pentru că aduce cetățenii în municipiu, elevii, cadrele didactice și alte categorii de persoane care folosesc aceste mijloace de transport. Dar din analiza costurilor pe care am făcut-o și eu m-am uitat peste aceste costuri, sigur nu mai puteam să menținem același preț, pentru că costurile cu piesele, cu motorina, cu lubrifianții au crescut, iar prețul nu a fost modificat din 2010. Sigur, sunt persoane defavorizate. Eu rog acea persoană și nu numai, și cei alți cetățeni care sunt în astfel de situații să vină la primărie să facă o cerere, să inițiem un proiect de hotărâre de Consiliu, astfel încât elevii, cel puțin elevii, să le fie subvenționat de la bugetul local transportul pe mijloacele în comun pentru cei care vin la licee, vin la școli în municipiul nostru. Sigur, noi nu putem asigura protecție socială pentru toți cetățenii municipiului nostru, dar acele categorii defavorizate trebuie să ne aplicăm asupra situației lor și să găsim soluții din bugetul local să subvenționăm, știu eu, 30, 40, 50% sau poate chiar anumite categorii 100% de persoane care nu au nicio posibilitate de venit. Elevii, în mod firesc, ar fi trebuit să beneficieze de... Sigur, deci eu rămân surprins de faptul că nu beneficiază elevii de... Banii de la minister prin inspectorat sunt plătiți cu foarte mare întârziere. Din câte știu, nu s-au mai plătit din martie, dacă nu greșesc. Ori părinții, în acest caz, sunt obligați să suporte, iată, din buzunar aceste costuri. Sigur, am să analizez această situație. Dacă din punct de vedere economic, și sunt convins că așa stau cifrele, situațiile contabile prezentate, dacă din punct de vedere economic situația de fapt s-ar fi impus o astfel de decizie administrativă, din punct de vedere social, cineva a făcut un studiu de impact, chiar credeți că va avea un efect pozitiv asupra populației? Încasările vor fi mai mari? Sigur, Eu sunt convins că trebuie să fie mai mari încasările, pentru că trebuie să-și acopere cheltuielile. Dacă nu reușesc să-și acopere cheltuielile, vă dați seama, noi nu putem. Aici e un echilibru perfect. Aici, așa deci este. Dacă nu reușește să realizeze veniturile astfel încât să-și acopere costurile cu acest serviciu, înseamnă că falimentul este la ușă. Realitatea demonstrează de multe ori altceva. Ați avut un caz concret, iată, cu situația de la Societatea de Salubritate. Da? La fel, au fost majorate prețurile și ați văzut încasările, nu sunt pe măsura așteptărilor. Oare nu se poate întâmpla la fel și în cazul transportului în comun? Sperăm, în timpul cel mai scurt posibil, pentru că ne lovim de proceduri. Eu vin din mediul privat unde astăzi iau decizia și mâine efectul se vede. Aici te lovești de o serie de proceduri pe care trebuie să le aplici, pe care trebuie să le respecti și timpul trece în defavoarea cetățeanului de cele mai multe ori. Suntem în acea procedură de completare a consiliilor de administrație și sigur, după ce vor fi instalate aceste consilii de administrație, eu sper, cel puțin teoretic, situația la aceste societăți să se schimbe în bine. Am analizat situația celor trei societăți, niciuna din cele trei societăți nu au o situație financiară astfel încât să permită echilibru financiar, veniturile să... sau mai bine zis, cheltuielile să fie acoperite de venituri, iar ponderea cheltuielilor la cel puțin la două regii din cele sau la două din societăți depășește 50%, ceea ce din punctul meu de vedere contabil, economic, cum dorești să o iei, nu pot rezista pe piață cu astfel de costuri. Bun, vă întreb dacă ar fi o variantă de lucru externalizarea serviciului de transport în comun.
Dacă nu, cumva ar fi rentabil și pentru oameni și pentru administrația locală. Sigur, ar fi o soluție, pentru că înființarea unei noi societăți, avem exemplu celorlalte societăți, iarăși director, director tehnic, adjunct, contabil, se adună un set de funcții de conducere, de conducere de personal auxiliar care măresc costurile și scopul se denaturează. Deci face o societate astfel încât să reduci costurile, dar ele, viața a demonstrat că aceste costuri nu cresc, din contră nu scad. Iată, ne sugerează un telespectator, abonamentele sociale ar putea fi o soluție în cazul de față. Am spus, o să analizăm și să găsim soluții. Nu cred că ar fi o sumă atât de mare, așa cum sunt subvenționați veteranii de război, cum sunt subvenționate alte categorii defavorizate, să analizăm și pe bază de anchetă socială, pe baza evidenței pe care o avem, că început să avem o evidență cu categoriile, cu familiile defavorizate. Să asigurăm aceste abonamente și, bineînțeles, să subvenționăm. Domnule primar, sunt convins că aveți o proiecție cât de cât apropiată cu privire la ce va însemna anul viitor din punct de vedere fiscal, administrativ și așa mai departe. Credeți că anul viitor vor mai fi majorări sau ajustări de preț la utilități? La Pașcani? Eu nu cred. Sigur, la ecosalubritate nu vom majora prețul. Să vedem ce vom și cum vom soluționa problema la preserv apa, iar la energie termică chiar iau în calcul după 1 ianuarie, deci ponderea costurilor cu agentul termic sunt în general începând din decembrie, ianuarie, februarie, să analizăm ori asigurăm acele ajutoare de încălzire punctual, cum am procedat în anul precedent, sau iau în calcul chiar reducerea tarifului de facturare la populație. Vă referiți la prețul de producție sau de facturare? Mă refer la prețul de facturare, nu la prețul de producție. Deci prețul de producție, din punctul meu de vedere, având în vedere faptul că se pune problema liberalizării și acestui serviciu de gaze naturale, sperăm că prin negocierile pe care le vom purta să putem menține un preț al gazului astfel încât să ne permită menținerea prețului, a costurilor cu energia termică, cu gigacalorie. Bun, deci anul viitor nu vom mai avea parte de astfel de surprize. Din punctul meu de vedere, o singură societate unde rămâne cu semnul întrebării incert funcție de decizia pe care o vom lua cu preserv Societatea de apă și canal. Cunoașteți că suntem în discuții, în tratative, lucrurile din punctul meu de vedere cred că se vor concretiza cu o rezoluție nefavorabilă privind trecerea, sau mai bine zis, delegarea acestui serviciu la Apa Vital, pentru că am văzut foarte multă reticență în ceea ce privește preluarea creditului, pe de o parte, și pe de altă parte, din discuțiile pe care le-am purtat cu delegația, comisia, care ne-am întâlnit acum o săptămână de zile, nu iau sub nicio formă în calcul fuziunea sau absorpția acestui serviciu, acestei societăți, că practic are un patrimoniu această societate. Ori în situația aceasta, dacă noi rămânem cu creditul, rămânem cu toate arieratele, deci cu situația economică, financiară, care este la preserva apă în acest moment, sigur, nu putem să o dăm. Dar un astfel de refuz ar implica și lipsa unor investiții imediate. Mă refer la sigur, acele investiții promise deci de noi avem, operatorul Ișan. Din informațiile pe care le am, nu suntem chiar singuri în țară sau singurul județ unde operăm cu
cu două servicii. Mai sunt și alte județe care au două sau chiar trei, au doi sau chiar trei operatori pe acest serviciu. Deci avem parlamentari, suntem la guvernare, va trebui să găsim soluții împreună cu dânsii, să fim luați în calcul ca și operator zonal, astfel încât să avem posibilitatea de a accesa acele fonduri europene care sunt substanțiale pe mediu. Dar revin iarăși, e un semn de întrebare și un semn de întrebare mare, lucru pe care l-am spus și în ședința de Consiliu, îl reprezintă faptul că situația economică nu este așa cum ar trebui să fie la acest serviciu de apă canal. Am înțeles. Insist puțin cu o întrebare pe această temă. Nu ar fi posibil un viitor sau accesarea de fonduri pentru investiții aici la Pașcani decât în cadrul unei alte asociații, nu? Asta înseamnă că trebuie să puneți pe roate o nouă asociație, deci, da? Deci asociația care nu este desființată, noi deja am E adevărat, dar partenerii dumneavoastră au cam plecat. Nu au plecat toți. Au mai rămas puțini. Suficienți? Prin statut nu sunt limite minime și maxime câți membri să fie în asociație. Nu, condiția cumva vor să fie pleca... constituită asociație. Câți au mai rămas? Deci a rămas Tudirești, Moțca e cu semnul întrebării când spun că pleacă, când spun că rămân, și Pașcanu și Stolnicele. Am înțeles. Fac aici o paranteză. Aveți încredere în parlamentarii din Pașcan? Vă întreb asta pentru că în potențialul lor de a atrage cu adevărat finanțări, de a face demersuri solide pentru realizarea unor investiții la Pașcan. Eu am mers de multe ori la București, merg personal pentru a lua contact cu factorii de decizie astfel încât să intru direct în relații cu secretarii de stat, cu miniștrii. Sigur, ați observat că și în bugetul anului viitor nu se prevăd bani pentru noi investiții. Sunt prevăzuți, la Pașcan este prins ceva? Sunt prevăzuți bani doar pentru continuarea investițiilor. Pentru Pașcan sunt noi nu prevăzute? Noi nu am fost prinși cu nicio investiție în continuare și nu știu dacă vom primi și în 2014 vreun leu la Pașcan. Deci contribuția parlamentară pe această temă este zero, înțeleg. Sigur, eu cred nu, dar așa reiese. Ce sens are să... Bine, ați tras concluzia aceasta dumneavoastră. Eu sper să fie mai insistent în ceea ce privește atragerea fondurilor. Bugetul a fost votat deja. Ce să mai insiste? La ce? Sperăm cel puțin căminul cultural de la Lunca să fie prins în bugetul anului 2014 prin transfer de la bugetul de stat. Și avem promisiune, cel puțin, încă o investiție să o avem în municipiul nostru. Să vedem când se vor întocmi anexele la bugetul de stat, atunci o să vedem. Bun, primesc întrebări pentru dumneavoastră și vreau să le epuizez pe parcursul discuției. Pe când apă pe șoseaua națională, vă întreabă cineva? Apă pe șoseaua națională? Da. Șoseaua națională spre Gâștești? Probabil că da. Probabil la zona aceasta se referă. Eu știu că acolo este apă pe șoseaua națională, că este făcută legătura de la bazinul de 2500 care face legătura cu municipiul nostru. Nu știu, nu... Îl rog pe cetățeanul care a solicitat această branșare la apă să vină personal la mine și... Domnule primar, ați spus că la sfârșitul lunii noiembrie dați drumul la concesionări. Cât mai durează, cât ne mai amânați? Deci concesionările au avut termen 30 noiembrie să-mi prezinte situația cu ocupările abuzive și solicitările, că trebuia să mergem concomitent cu solicitările de concesiune și cu acele așa presupuse ocupări abuzive, urmează să analizăm, să prezinte raportul
după care o să luăm o decizie. Bun, domnule primar, haideți să lămurim un aspect. Foarte mulți pășcăneni au fost nemulțumiți, cei din zona deal, mă refer la cei din zona blocului C4, C5, pentru faptul că administrația locală a mutat un loc de joacă pentru copii, mă refer în special la mobilierul respectiv, pe o altă locație. S-a scris foarte mult, s-a discutat foarte mult, într-un sfârșit, iată, administrația dumneavoastră, ați ieșit cu o explicație în cadrul unei conferințe de presă. Care a fost logica, în primul rând? De ce a fost necesară o astfel de decizie? Mutarea unui loc de joacă dintr-o parte în alta? Nu putea fi amenajat un nou parc? Faptic, așa rezultă. Așa s-a văzut. Că s-a mutat mobilierul dintr-o zonă pe aceeași stradă în altă zonă. Noi nu am făcut nimic în plus decât am continuat, sau mai bine zis, am derulat și am pus în legalitate un contract de lucrări. Contract care a fost semnat de fosta administrație fără să aibă documentație. Repet, am precizat și în conferința de presă, nu a existat avizul de mediu. Pentru că cei de la patrimoniu spun că în zona respectivă, spațiul respectiv este prins în registrul spațiilor verzi. Nu a existat carte funciară pe terenul respectiv. Nu a existat certificat de urbanism și autorizație de construcție. Mobilierul care a fost adus și montat acolo a fost decontat, avansul a fost decontat pe un proces verbal de custodie. Deci, custodie ce înseamnă? Putea fi adus și în spatele primăriei, putea fi lăsat și în spatele blocului unde a fost lăsat, putea fi introdus și într-o magazie. Deci el a fost, cunoașteți bine, sub presiune, în campanie electorală a fost dus, lăsat mobilierul în zona respectivă. Noi, practic, am pus în legalitate și am continuat un contract. Furnizorul de mobilier s-a prezentat la mine și mi-a spus clar. El mobilierul nu-l ia înapoi, sau dacă îl ia înapoi, îl ia fără nicio despăgubire. Pentru că el are un contract în derulare și atât timp cât are contract în derulare, suntem obligați să-i asigurăm spațiu, să-i asigurăm loc, să-i asigurăm toată documentația astfel încât să-și poată derula și duce la final contractul. Atunci, oricine ar fi fost în situația mea, cum ar fi procedat? Deci am găsit, nu am găsit, că de fapt și acest spațiu unde l-am amplasat acum, acest teren de joacă, în 2005 a fost printr-o hotărâre de Consiliu prevăzut pentru teren de joacă pentru copii. Nu știu, în 2008, prin ce mod și ce a stat la bază, a fost revocată hotărârea respectivă și locul de aici a fost transferat în altă parte fără să se ocupe nimeni de pregătirea documentației în vederea amplasării în zona respectivă a acestui spațiu. Există o altă soluție deci administrativă? Deci am aici hotărârile, am hotărârile aici, am contractul de lucrări, am ordinul de plată și factura pentru avans. Deci documentele acestea sunt mărturie că nu am făcut din încăpățânare, din orgoliu acest gest de a lua mobilierul dintr-un loc și a-l duce în aveți ceva parte. Cu oamenii de la C4, deci, C5? Oamenii de la CEPA, oamenii. Am trei sau patru cereri, solicitări, au fost și le am, o să vi le pun la dispoziție, 20-30 de locatari, semnatari ai unei petiții prin care ne solicita să luăm mobilierul de acolo, că nu se pot odihni, că e dezordine, se servesc băuturi alcoolice în zonă, situația nu era sub control. Și ăsta a fost principal motiv care v-a determinat? Nu. Motivul a fost punerea în legalitate și derularea contractului, existau și astfel încât
să nu ajungem iarăși în instanță, pentru că în continuare vin din urmă și cetățenii trebuie să cunoască realitatea. Noi am achitat 250 de miliarde de lei, iar în anul 2013 am achitat 20 de miliarde de lei plăți restante la furnizori care proveneau din perioada vechii administrații. Acum 10 zile am mai primit un titlu executoriu de 9 miliarde 600 de la LDP, deși LDP-ul are să ne execute lucrări și să ne dea bani unității administrative primăriei, ei au mers în instanță, au câștigat în instanță, a fost neglijență și din partea primăriei, din partea personalului, că nu au urmărit această acțiune în instanță și ne-am trezit cu un titlu executor de 963 sau 64. Am și hotărârea aceasta. Și pe care trebuie să-i plătiți. Deci e titlu executoriu. Deci nu discută, ne introduce în bancă, în trezorerie, titlul executoriu și ne ia banii automat. Am plătit în anul acesta 3 miliarde de lei tot titluri executorii, executări judecătorești. Deci 10 miliarde, 13 miliarde. Ne întrebăm de ce nu se vede mai mult. Dar noi încă venim din urmă cu proasta administrare și risipa din banii publici. Iar la sfârșitul anului, am reușit să facem cât am avut posibilități și unde am avut indicatori tehnico-economici aprobați și câți bani am avut la dispoziție. Pentru anul 2014 pornim, dacă nu vor mai veni, și alte astfel de debitori, surprize. M-a sunat de la Piatra Neamț cu 1 miliard de lei. Mă insistă cu furnizorul care a dus flori în 2012. 800 de milioane, 1.800.000. Păi închipuiți-vă câți bani, câte taxe și impozite trebuie colectate și îi dai grămadă 1.800.000, 9 miliarde, 3 miliarde, 5 miliarde. Dar câți bani poți să aduni astfel încât să poți acoperi aceste debite și să reușești să faci ori situația la sfârșitul anului 2013 este cu totul și cu totul diferită față de situația anului 2012. Vom discuta puțin și despre această situație. Totuși, spuneți-mi, vă rog, cum deci, se va rezolva această problemă? În zona respectivă se poate rezolva și acolo. Cum? Noi trebuie să prezentăm registrul spațiilor verzi. Avem de la statistic populația municipiului Pașcan, care este de 33 sau 34 de mii de locuitori în urma recensământului. Ne mai trebuiesc 20 sau 25 de hectare de teren pentru a acoperi cei 26 de metri pătrați absolut necesar, minim necesar pentru o cetățean, o persoană dintr-o localitate urbană, în condițiile când vom acoperi acest necesar de spații verzi, vom putea, dorința mea este să-l depășim, astfel încât să avem posibilitatea să putem transfera de la spații verzi, să transferăm terenuri pentru alte destinații. Parcuri de joacă, știu eu, alte obiecte de investiții și așa mai departe. Dar până când nu reușim să asigurăm acest minim de 26 de metri pătrați per cetățean, nu putem să extragem din registru spațiilor verzi acele suprafețe. Pentru că ele sunt raportate la direcția, la agenția de mediu și sunt monitorizate. Domnule primar, măcar câteva bănci, măcar să fie amenajat un parc. Deci, într-un parc, sigur, se poate amenaja bănci, nu trebuie investiții, nu trebuie indicatori. Și veți avea în vedere pentru anul viitor? Vom avea în vedere, o să discut eu cu cetățenii de acolo și chiar îi rog să vină să discutăm. Că au venit o serie de cetățeni care nu doresc. Vreau să vină cei care doresc efectiv să facem în zona respectivă.
în zona respectivă să amenajăm. Ei n-au îndrăznit să ajungă. Dar de ce? Deci ușile sunt deschise, ușa mea este deschisă. Tot timpul ați văzut că nu mai sunt jandarmi la primărie și ușa este deschisă și eu accept să fiu abordat indiferent de situații și chiar dacă îmi face cineva de mână, opresc mașina și discut cu cetățeanul respectiv. A revenit cetățeanul care mi-a transmis mesajul cu apa pe șoseaua națională. Șoseaua națională, ieșirea din Pașcan pe stânga după indicatorul de beton, face precizarea. Da, deci e în zona unde am precizat și eu. Dar în zona respectivă eu știu că e conducta de apă, o să verific, este conducta de apă care face legătura de la cele două rezervoare de 1500. O să verific. Bun, domnule primar, ce aveți de gând cu strada Nicolae Iorga Mârzasca? Da, avem indicatori tehnico-economici, avem aprobați. Problema e de finanțare. Să avem bani. Deci am făcut proiectul, să avem bani și o rezolvăm. Sunt o femeie vădană, o altă telespectatoare și nu am niciun venit, nu am de unde să plătesc autobuzul. Cred că sunt facilități pentru o astfel de categorie socială, nu? Pentru veterani, văduve de război. Veterani, văduve sunt doamnă, în acest caz vă puteți adresa primăriei cu siguranță. Prin serviciul nostru de autoritate tutelară să se adreseze și primește abonament pentru transport. Bun, au fost discuții destul de intense și în legătură cu modul de organizare a Zilei Naționale a României la Pașcani. Au fost comentarii, mulți oameni au spus, doamne, ar fi necesară, iată, o paradă militară, este tradițional, este frumos, chiar și o masă populară. Sincer, nici mie nu-mi place modul cum am preluat o parte din activitățile pe care se desfășurau în sau le desfășura administrația precedentă. Voi regândi această zi sau activitățile acestei zile le vom regândi în totalitate pentru anul viitor. Pentru că nici mie nu mi-a plăcut și nu-mi place așa, mergem în coloană de la un monument la altul. Deci vom regândi această activitate. Bun, de ce sincer, nu paradă militară? Eu nu am nimic împotrivă de a nu fi paradă militară. Când am spus că vom regândi, iau în calcul inclusiv această. Dar în acest an activitate. De ce nu s-a organizat o astfel de manifestare? Cred că ne-am gândit târziu, pe de o parte, și pe de altă parte trebuie totuși niște fonduri. Noi nu am avut bani pentru organizarea acestei activități decât la sfârșitul lunii septembrie, când am făcut rectificare, sau octombrie, pardon, când am făcut rectificare și am venit că am avut o depășire de venituri. Dacă nu aveam acea depășire de venituri, legea nu ne permitea să luăm din altă parte și să ducem pe astfel de activități. Ori, noi prevedem la începutul anului, dar pe de o parte dorim să facem cât mai multe investiții. Pe de altă parte sunt cheltuielile acestea de funcționari care sunt absolut necesare. Ideea mea este de a reduce la maxim aceste cheltuieli de funcționari și să ducem pe investiții sume cât mai mari, astfel încât la sfârșitul anului și la sfârșitul mandatului urma noastră să rămână ceva. S-a discutat? În primul rând, noi trebuie să gestionăm veniturile pe care le avem și suntem siguri pe ele. Putem atrage și din alte surse, și aici mă refer în primul rând surse bugetare, dar trebuie să atragem fonduri europene. Foarte, foarte greu și nerealizarea veniturilor pentru 2013 se datorează peste 10, în jur de 15%, nu realizăm veniturile totale datorită faptului că nu am implementat acele proiecte. Erau bani europeni care se constituiau venituri la bugetul local. Planul de dezvoltare. Exact. Bun. Sper din primăvară, mai avem încă un contract de încheiat, sperăm să o rezolvăm în timpul cel mai scurt posibil.
astfel încât din primăvară să intrăm cu toate, cu toate cele trei proiecte în implementare. Mai insist aici cu o întrebare. S-a discutat la pachet, cred că asta a fost principala problemă, masa populară și această paradă militară. Ori, dacă erau analizate separat, cu siguranță pentru paradă militară n-ar nu fi trebuie, fost necesare fonduri atât de mari, fonduri atât de mari și sigur, cred că sigur. Ar fi putut fi organizat o asemenea. Repet, vom regândi. Am promis anul trecut că vom organiza zilele orașului și am organizat zilele orașului. Pentru anul viitor promit că vom regândi această vom avea activitate. Anul viitor, încerc să obțină o deci, promisiune din deci partea noastră. Vom regândi, avea paradă militară anul viitor. Paradă militară, deci cu instituțiile noastre militare pe care le avem și eventual să facem o solicitare și la unitate militară, la divizie, la Iași. Bun. Nu se poate așa ceva. 5 lei pe zi pentru un elev navetist. De unde să mai mănânce, spune un telespectator. Iată, preocupare intensă pe această temă, da. Care da. Se pare că afectează... Repet, o să cerere și să o să gândim un mod de subvenționare a celor care nu au posibilități. Un telespectator, bună seara, vă rog, sugerați domnului primar să dea o lege, o hotărâre, o dispoziție eventual, prin care să se interzică pe raza municipiului Pașcan consumul de semințe în spații publice. Mulțumesc frumos, Bejan Cristian. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să discutăm despre cum a fost anul 2013 din punct de vedere administrativ și mai ales ce proiecție bugetară, ce proiecte de viitor, investiții sunt pentru anul 2014. Publicitate și revenim. Cosa Rom. Savurează diferența. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Prin biroul de turism ai bilete de avion Blue Air la cel mai bun preț. De acum vă puteți planifica călătoriile până în octombrie 2014, pentru că Blue Air a introdus deja orarul de vară pentru anul viitor. Grăbiți-vă și rezervați acum bilete de avion cu tarife începând de la 25,99 de euro pe segment de zbor. Detalii în agențiile biroului de turism. Biroul de turism, specialiști în concedii și bilete de avion. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722661485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Când vine Moș Nicolae, cel mai darnic dintre sfinți, cadouri lase înghetute celor care au fost cu minți. Ioana, supermarketul copiilor, îl așteaptă pe Moșul Nicolae cu oferte imbatabile de sărbători. Camion basculantă 80 de centimetri la 69 de lei. Avion cu radiocomandă la 59 de lei. Păpușă Cătălina 50 de centimetri la numai 29 de lei și 99 de bani. Iar în perioada 2-3 decembrie cu reduceri de până la 30% la toate jocurile și jucăriile din magazin. Da, anul acesta Moșul Nicolae și Ioana, supermarketul copiilor, vor face toți copiii fericiți.
Florimer, aproape de casă. Am revenit în direct. Invitatul meu din această seară este domnul primar Dumitru Pantaze. Continuăm, iată, cu întrebările, pentru că avem foarte multe. Un comentariu din partea unui telespectator. Când s-a majorat prețul biletului, v-ați gândit la gradul de suportabilitate, ceea ce vă spuneam eu? Am precizat și eu. Cunosc situația, sunt foarte multe, foarte multe categorii defavorizate. Deci, repet, vom încerca, vom căuta să găsim o soluție de subvenționare pentru cei care nu au posibilități. Bun. Domnule primar, nu ascund și bănuiesc că știți lucrul ăsta, n-ar trebui să vă supere. Bănuiesc că vi s-a mai spus până acum. Sunt foarte mulți pășcăneni, sau din ce în ce mai mulți, ca să nu exagerez, care spun că sunt dezamăgiți de actuala administrație. În raport cu așteptările uriașe pe care le-au avut imediat după alegerile locale. Dacă ar fi să treceți în revistă acest an, 2013, cum a fost acest an? Ce s-a putut face, ce nu s-a putut face? Care au fost problemele cu care v-ați confruntat? Înainte de a intra în, și de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, vreau să fac o precizare. Eu, în campanie electorală, nu m-am hazardat să fac promisiuni la care eu eram convins că nu sunt, în care nu credeam eu. Deci am venit în campanie electorală și lucrurile pe care le-am spus tot timpul, și mă repet și acum, au fost acele de a asigura, în primul rând, veniturile și reducerea risipei din banii publici. Astfel încât să ne creăm fonduri, să ne creăm venituri, posibilități pentru a avea pe de o parte asigurată funcționarea, și nu-i puțin, sunt sute de miliarde de lei, cu tot cu salarii și cheltuieli pe bunuri și servicii, și să asigurăm și fonduri pentru dezvoltare. Ori, nu vreau să mai revin la ceea ce am găsit în 2011, deci 12, pardon, noi în 2012 mare lucru nu am făcut. Am tot ce am încasat, am achitat debitori creați din vechea administrație. Peste 250 de miliarde de lei, la 250 de miliarde de lei, dacă mai adunăm, 2 milioane și cu 300 de mii, 2 miliarde, 300 de mii, plus 9 pe care vă spuneam, păi uitați, sunt 30 de miliarde de lei, 30 de miliarde de lei reprezintă investiția străzii, sau mai puțin chiar, investiția străzii Ștefan cel Mare, de la spital la ieșirea din Pașcani. Și multe, multe, multe alte arierate și plăți restante pe care le-am plătit. Noi abia de la jumătatea anului am reușit să ne asigurăm fonduri astfel încât
să asigurăm pe de o parte funcționarea și pe de altă parte să asigurăm și dezvoltarea. În cifre am reușit să realizăm veniturile proprii, că de fapt alea sunt cele cu care operăm. Că restul sunt transferuri, sunt transferuri de la bugetul de stat sau alte bugete, practic trec prin bugetul nostru și ajung la destinație pentru care sunt transferați. Deci am reușit să realizăm pe 11 luni 96% din bugetul prognozat pentru 2013, respectiv 230 de miliarde de lei. Prognoza noastră pentru luna decembrie este să mai încasăm din cote de impozit pe venit aproximativ 9 miliarde de lei, din taxe și impozite pe proprietate în jur de 3-4 miliarde de lei, deci vom depăși, vom realiza în procent de 105-106 veniturile proprii. Asta pe de o parte. Din aceste venituri, noi am reușit să achităm funcționarea, vă spuneam, să achiziționăm o parte din bunuri și mă refer aici la achiziția Palatului Cantacuzino. Puțin știu că l-am achiziționat sau dacă știu, nu se vede mare lucru că am rezolvat-o. Sau am achiziționat niște utilaje, este utilajul pe care l-au văzut probabil cetățenii, a costat 150.000 de lei. Autoturismul la poliția locală. Am făcut o serie de investiții la învățământ. Am finalizat investiția la școala Găștești. Avem aproximativ 5 km de covor asfaltic. Avem peste 5.000 de metri cub de piatră concasată pe care am administrat-o. Nu s-a administrat, eu sunt convins, nu s-a administrat tot mandatul atâta piatră concasată cât am administrat pe străzile pietruite din suburbiile municipiului nostru. Mandatul postului primar. Exact. Am achiziționat și am plantat peste 2.000 de pomi, peste 2.500 de trandafiri. Sigur, și puteam, poate, nu poate, și eu sunt convins că ar fi trebuit și trebuie mai mult, dar astea sunt posibilitățile. Ce am reușit? Am reușit să ne creăm și sper la sfârșitul anului viitor, anului acesta, pentru anul viitor, să ne creăm un excedent de aproximativ 3.500.000 de 35 de miliarde de lei, la care, din veniturile anului 2014, cel puțin încă 35-40 de miliarde de lei, astfel pentru dezvoltare, pentru investiții, să pornim de la începutul anului cu un fond de 70 de miliarde de lei, asta în afara acelor proiecte care sunt în derulare pe PIB. Noi avem acolo blocați aproximativ 15 miliarde de lei, i-am avut din fonduri proprii, i-am avut blocați acolo, pentru că nu am reușit să demarăm, să implementăm. Cunoașteți bine, nu mai revin proiectele și avem probleme în continuare cu proiectanții. Le-a fost achitat integral contravaloarea proiectelor, le-a fost achitată asistența tehnică în totalitate și noi acum ne rugăm de dânsii să vină să ne facă o dispoziție de șantier sau un document care este absolut necesar pentru a merge mai departe cu aceste proiecte. Am repartizat pentru anul 2013 12 miliarde de lei pentru covor asfaltic. Vom continua prin același procedeu. Anul acesta intenționez să punem 17-18 miliarde de lei covor asfaltic, astfel încât acolo unde nu avem proiecte. În kilometri cât ar însemna locul? Deci eu cred că cel puțin 3 km, 3-4 km de covor asfaltic pe străzile unde nu avem proiecte, deci vom merge cu această reabilitare, cu această administrare de covor asfaltic, astfel încât la sfârșitul anului viitor o serie de artere să fie asfaltate, inclusiv sper acel proiect PID, cei 4,7 km de covor asfaltic, de covor, de reabilitare de străzi, inclusiv esplanada, și nu renunț
la ideea de împrumut pentru cele trei străzi pe care am insistat mult. Avem proiecte, avem indicatori, insist în continuare pentru împrumut, astfel încât să... Deci anul viitor, înțeleg, Pașcaniu va fi un adevărat deci șantier. Deci eu consider că din primăvară Pașcaniu va fi un adevărat șantier. Deci prognozele, fondurile pe care le avem la dispoziție, sper că ne... Nu ar mai putea să apară probleme, impedimente? Deci probleme vor mai apărea la acest PID. La acest PID vor mai apărea probleme, sunt convins, pentru că proiectele sunt așa cum sunt. Dar va trebui să ne implicăm să rezolvăm. E greu, nu e simplu, pentru că riscăm să nu primim acei bani de la Uniunea Europeană și să se aplice acele corecții, iar și să fie grevat bugetul Consiliului Local și uneori chiar să fie persoane afectate dacă aceste proiecte nu sunt conforme cu cerințele Uniunii Europene. Dacă anul trecut și în acest an, iată, primăria s-a concentrat pe plata datoriilor moștenite de la fosta administrație și am aici în față câteva cifre pe care le-am obținut astăzi, 4,3 milioane de lei plătite numai acest an pe datorii, da? 20 și ceva de miliarde datorii din 2012, 1,2 miliarde la apă, 1,2 milioane lei la apă, la acel împrumut pentru ISPA, 3 miliarde hotărâși de Cătorești și alte sume mai mici sau mai mari adunate. Dacă spuneți pentru anul viitor, nu veți avea de achitat datorii sau mai aveți sau nu știți. Deci pentru anul viitor avem acest titlu executoriu de 9 miliarde de lei. Noi o să facem acțiune, încercăm o mediere în sensul de a face o compensare cu datoria pe care o au să ne o dea și ce trebuie să le mai achităm noi. Și ar mai rămâne jumătate. Ar mai rămâne foarte puțin. Penalitățile, practic. Și cu aceste penalități să încercăm să găsim o mediere astfel încât să ne... Mai sunt și alte surprize? Ar putea să fie și alte surprize? Deci eu, la momentul acesta, astea sunt. Altele nu mai cunosc. V-am dacă, spus de în cazul de două... față, dacă n-ar mai fi datorii, bugetul alocat pentru investiții ar putea fi mult mai mare? Sigur. Deci noi, pentru anul acesta, am avut aproximativ 40 de miliarde de lei. Pentru anul viitor vom avea minim 70 de miliarde de lei. Peste 70 de miliarde, aproximativ 1,5-1,6 milioane de euro. Și vă spuneam, deci toate prognozele noastre sunt pe execuția la 31 noiembrie și prognoza veniturilor funcție de execuția pe care o avem la 31 plus ce mai avem prognozat pentru luna decembrie de încasat. Deci noi vom intra în anul viitor cu un excedent, ceea ce rar s-a întâmplat în bugetul primăriei municipiului Pașcani. Bun, când estimați că veți discuta bugetul, proiectul de buget și deci va fi noi aprobat? Îl avem deja creionat, sper în maxim o săptămână de zile să-l afișăm și totul depinde de cum se aprobă. Bugetul de stat este aprobat, cum se promulgă legea privind bugetul de stat. După care știți bine că în 45 de zile de la publicarea monitorului oficial... Asta înseamnă că în ianuarie... În ianuarie, după, dacă nu sunt, știu eu, anumite impedimente vis-a-vis de Curtea Constituțională, reîntoarcere la Parlament, în jur de 15-20 ianuarie să avem buget. Cel mai târziu, la sfârșitul lunii ianuarie. Deci suntem în 6-30 de zile, deci la sfârșitul lunii ianuarie, teoretic, ar trebui să avem bugetul aprobat. Bun, am ajuns la finalul acestei emisiuni, dar nu încheiem fără să vă adresez și următoarele două întrebări. Aveți pe masă un raport al Curții de Conturi, care încă nu a fost semnat, nu a fost încă asumat. Înțeleg că se mai negociază acest conținut. Despre ce este vorba? Ce conține el?
ce anume s-a găsit, s-a constatat, iată, de la ultimul control făcut de inspectorii Curții de Conturi. Și cât de grave sunt precizările, constatările din acest document. Deci au fost 3 echipe de audit la Primăria Municipiului Pașcani. Deci o echipă a verificat anul 2012, o echipă a verificat veniturile din 2008 până în 2012 și o echipă a fost repartizată, a făcut audit pe investiții la școli. Sunt în diverse stadii procesele verbale, nu am semnat niciun proces verbal pentru că avem încă discuții cu inspectorii Curții de Conturi vis-a-vis de anumite aspecte pe care le-au precizat, le-au prevăzut în procesul verbal. În momentul când vom avea procesul verbal semnat, o să-l aduc la cunoștință opinie publice prin dumneavoastră și o să-l prezint și în Consiliul Local. Dar cât de grave sunt problemele? Sigur, sunt, din ce cunosc, la școli sunt o serie de sume care au fost depistate, plătite de 2 ori, lucrări neexecutate și decontate, situații de genul acesta. Sigur, va trebui să facem un inventar, să facem prin dispoziții, să stabilesc o comisie de inventariere, astfel încât să vedem dacă cele scrise de inspectorii Curții de Conturi se și confirmă în totalitate. Când vom avea acces la acest document? Deci eu cred că în o săptămână de zile să finalizează și să semnăm aceste procese verbale. Sunt chestiuni găsite de pe timpul actualei administrației sau și de pe timpul fostei administrații? 90% sunt de pe timpul fostei administrații. Bun, la final de emisiune, ce program pregătiți pentru sărbătorile de iarnă, pentru Crăciun și anul nou? Avem programul aprobat, cunoașteți, prin hotărâri de Consiliu. Sigur, în plus, nu văd ce... Noapte de Revelion? Noapte de Revelion, foc de artificii și un concert în zona din Vale și celelalte. Cine va concerta? Obiceiuri și date și obiceiuri. Cine va concerta în noaptea de Revelion? Vicele primar se ocupă de achiziționare. Dar vor fi artiști locali sau artiști deci, din altă parte? Siguranță vor fi și artiști locali și încercăm să găsim și diverse trupe care sunt disponibile și care pot veni în noaptea de Revelion să ofere spectacol la Pașcani. Mulțumesc pentru participarea dumneavoastră. Și sper că anul viitor să fie un an mai bun decât... Și eu vă mulțumesc și închei urând tuturor celor care poartă numele de Nicolae, Nicolina, Nicoleta. Le urez la mulți ani și pentru toți pășcănenii, Moș Crăciun să fie... Moș Nicolae să fie cu cel puțin cu speranță și sărbătorile să le primească cu bucurie ceva pe masă. Da, și pregătiți-vă ghetuțele, bineînțeles. Mulțumesc pentru participare, mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă în continuare. Urmează știrile Infobit.